bună, Dimi! După ce m-am întors de vreo două ori din drum, că am uitat chestii, tinerețea asta spune cuvântul, ora 6.40 și încerc să-i dau o tură către locurile mele natale, în sud, la turnul Măgurele. Singurel de data asta, pentru că sunt toți prinși cu diverse activități, cei din gașcă, și nu vreau să treacă vara și să nu profit atunci când pot să profit. Și m-am trezit degeaba la 5, că am mai avut o oră jumate de aranjat diverse. Sper că n-am uitat nimic, în ultima fază uitasem plăcuțele de frână de spate. Nu plec fără așa ceva, pentru că nu e de plecat. Fără, vreau să văd și comportamentul la căluțul meu la drum, pentru că i-am schimbat un pinion pe spate. Pinionul pentru transmisia mea pe curea de carbon, și avea de 19 original, i-am pus de 22 maxim. Atât a fost maxim pentru roll-off. Și să vedem la deal. Oricum deja încă am văzut cum stă treaba și e mișto. Prefer prefer cadență mai mare, deci prefer să dau din pedale mai repejor, ca să fie treaba cum trebuie, să pot să urc, să nu mai forțez picioarele, pentru că o fie aia electrică, dar când ai de câte o pantă dintre aia serioasă și cu 50 de kg de remorcă după tine, te trezești cu 600 de 5-600 de wați, chiar 700 am văzut uneori, pentru că măsoară instantaneu, mi arată pe și cu computer puterea cu care împing, și m-am trezit la un moment dat și cu 700 de wați. Era o daia de urcai pe perete cu ea. Bun, astea fiind spuse, sper să ajung diseară, am 280 de km de făcut până diseară și sper să ajung până diseară. Am o problemă, aș vrea să mă cazez undeva, dar din ce am găsit până acum la turnul Măgurele, cam toate sunt pe la etajul 6, prin geuri, prin locurile înalte din centrul orașului. Și n-am unde să urc eu 70 de kg de biclă sau câte ori fi. Cunosc acolo, că am trăit acolo și n-am unde să urc. Ziceam 70 de kg de biclă până acolo. No, am reușit și eu în cele din urmă să ajung în Râșnov, pentru că am făcut-o de oaie în dimineața asta. M-am mai întors și a treia oară acasă, după ce mi-am luat și eu ceva acolo, scoverci uscate de la Lidl, și e ajunsesem la ieșire din Brașov. Mi-am dat seama că mi-am uitat cazarea acasă. Și go back, ia cortul. Și e 8 și un sfert acum. Și abia acum reușesc așa cu un 30 la oră, așa ușor la deal. Abia acum reușesc să intru și în Râșnov. 8 și un sfert. Tătăică, nu-mi lua demarajul, că și așa pulpa mea e suferindă. Așa. Și da, mă durau ușor un pic genunchiul stâng, dar mi-a trecut între timp. S-a corectat treaba, s-a încălzit acolo treaba. Și bicla merge super fain.
Țin să spun că mi-e dor tare de pistele de biciclete din Slovenia, Austria, Croația, pe unde am mai fost eu în sfârșitul lui iulie. E bine că pe aici s-a lucrat pe DN73C-ul ăsta sau cât o fi. Și asfaltul ca lumea, bine, e stratul, nu e stratul de uzură pus, dar să merge țeavă. Because sper să ajung până să nu mă prindă noaptea pe drum. Sper să-mi găsesc vreo cazare pe la turnul de seară, cu toate că am căutat și când ziceam și mai devreme. Sunt toate pângeuri. Parcă văd că îmi pun portul pe malul Dunării și acolo înnoaptez. Da. Vom vedea, că până la urma urmei, despre asta e vorba, despre un picuț de aventură. Pornirea a fost cam grea, dar începe să fie mișto. Îl aștept cu brațele deschise și pe Sorinel, care Sorinel pe acolo este frumos și pe aici, pe Bucegi, pe platoul Bucegilor, care e în stânga mea. It is not home. Da, hai. Sper să nu plouă. Am verificat cu minuțiozitate veștile meteorologice și zice că va fi ok. Atât îmi doresc ploaie. Nu, de alta am echipament, dar nu fac adrea cu bicicleta și nu-mi place. Căluțul meu îmi place să fie curat. Da. Hai să-i dăm așa cu un 33 la deal, 32. Ușurel așa. Sorinel deja it's shining și vreau să schimb setul ăsta de baterii, că am și pe Sorinel în spate și să nu pierd ce îmi poate oferi el așa la prima oră, because it's not cute. Și oricum cuțeia la mea de acasă, de dimineață, dus naiba, a făcut vreo 25 de kilometri până oraș, cu fâția la haide, bă, hai că l-am pus aici, perfect ăsta, ok, și deja am afectat mult range-ul, și cum merg spre sud, o să cam merg cu Sorinel în față, gata, fac out, așa, și mai încolo nu știu cât, cât de mult, frumos și bine va produce instalația mea fotovoltaică. Așa că acum este momentul și mi-am pus aici un USB foarte mișto, fix în calea la baterii. Am ajuns și prin Bran acum. Poate beam și o cafeluță pe aici pe undeva. Dacă nu mă fâțâiam atât dimineață. Hai tătuți. Hai că mă dai jos după ea. Da. Așa. Da.
bucată de infrastructură nou-nouță, un viaduct aici la Dâmbovicioara, foarte mișto, foarte mișto asfaltul, că am săturat de zguduituri până acum. Aha, și acum de la deal. Sunt prin comuna, sunt prin Rucăr acum și mă bucur așa de niște străduțe foarte mișto asfaltate. Opa! Foarte mișto! Am ajuns și în câmpul lung. Primăria. Asta am făcut prea bun. Trebuie să te opresc undeva să schimb bateriile. Este ora 12:17. Este absolut perfect. Opa, si. What the heck? Acolo. Da. Perfect, hai să ne plimbăm. Wow, ce nisip. Așa. Așa. Se lucrează pe aici. Să vedem pe unde vom. Așa. Se face un centru frumos aici, în câmpul lung. Foarte frumos. Să vedem pe unde mergem și noi. Vai, ce frumos. Ia să luăm un mijloc aici. Ce frumos. Foarte frumos. Chiar foarte mișto. Scuze. Eu n-am voie să merg pe aici. Bun de tot. What the heck? Să mă duc și eu în parc aici. Curențel. Imediat caut o prizuță. O prizulică. Are treabă, bă. Are cedează trecerea. Te omoară ăștia pe aici. Se circulă foarte fain la Pitești. De-a-s-i. Așa.
Și până acum am 149 de kilometri, sunt undeva la jumătatea drumului, dar cred că sunt 300 azi de făcut. Erau 280 pe hartă, dar cu ce m-am plimbat eu dimineață, când am aflat aminte pe drum așa de câte una alta, uitate pe acasă, să fac 300. Și acum mă cam uit, am un Petrom așa unde îmi place mie, unde am mai stat acolo 2 sau 3 ani acolo, pentru că vreau să încarc un pic bateriile, să mă iau și eu o pauză. Trebuie să-mi iau o pauză și eu și să încarc un pic, stau vreo 2 ore la încărcat, ca să fie bine, ca să nu fie rău. Hai să vedem unde găsim multă trama. Sunt acum la încărcat în Pitești, la un Petrom. Sunt aici de 2 ore, câte ceas? Da, sunt de la 2:30, 3 chiar, nu chiar 3, de 1:30 sunt aici. No, acum un pic de explicații pentru Nea Ilie. Nea Ilie, o să te uiți, uite sistemul de prindere. Aici este, toată șmecheria este ca aici, să nu ai absolut niciun joc. Și la fel și aici. Sunt 3 puncte de prindere, 1, 2 și 3. Niciunul nu trebuie să aibă joc dintre ele. Dar ideea este că remorca a fost modificată de mine. Mi-a luat vreo 2 ani, cred, până am învățat să o echilibrez, să nu, dacă nu echilibrez bine și avem joc pe undeva, exact ca peștele din coadă face, că ești pescar. Acum pentru Nea Titi. Ziceam când ne-am întâlnit noi ultima dată, Nea Titi, că am cu mine 5 încărcătoare Bosch de 6 amperi. Unul încarcă deodată, astea sunt la egalizare deja, 2 încărcătoare aici și 2 încărcătoare aici. Deci nu stăm 10.000 de ani la încărcat. Și domnul Răzvan sper că cunoaște locul ăsta, că pe aici am și dormit cândva. Asta este, asta e viața de nomad. Și ce să zic? Un încărcător mai încarcă și acumulatorul ăsta, care este tot pe 36 de volți. Ideea este că acumulatorul ăsta face parte din instalația fotovoltaică, MPPT-ul, un power meter și o baterie, un acumulator de 36 de volți. Ideea este că le pun împreună, acum mașina asta intră curent. Ia să vedem câți volți avem aici, nu știu dacă se vede, 40,5 volți. Le pun împreună să se încarce. Deci acum acumulatorul ăsta merge cu cel de la instalația fotovoltaică să-l încarc și pe ăsta. Merge și Lada acum. Lada frigorifică. Și le pun la încărcat când au aceeași tensiune. Ăla poate fi întrerupt de un comutator. Comutatorul de aici întrerupe bateria. Văd ce tensiune am în ăsta. În momentul când tensiunea din ăsta se echilibrează cu tensiunea din ăsta, la fel. Tensiunea din ăsta pot să o văd când este cuplat, dar nu avem mufă băgată în baterie. Și văd tensiunea de la acumulatorul ăsta. Când vreau să văd tensiunea din acumulatorul ăsta, îl decuplez pe ăsta de la comutator și pun mufa în bateria asta. Și tensiunea trebuie să fie aproximativ egală, adică acolo plus minus 0, 2, 3 volți, 4 volți, nu contează. Ideea este să fie mică tensiunea ca să se evite. Nu se descarcă cu mare așa, pentru că și ăsta are un BMS integrat și nu-i dă voie să se descarce cu viteză foarte mare, cu capacitate mare, cu putere mare, însă e mai safe. În acumulatorul ăsta deja am înlocuit 2 celule ieri, au crăpat 2 celule, sunt niște Hong Kong, dracu știe, chinezești. Și o să mai iau, că mai am acasă vreo 8 celule, și o să mai iau încă 12 celule să fac un acumulator ca să poată să meargă lada frigorifică în permanență în spate, să măresc capacitatea. Aluia are 144 de W/h,
sper să-l duc pe la vreo 300 de W oră, ca să fie bine, ca să nu fie rău, că și aia consumă undeva la 60 de W, 60-70 de W pe acolo o papă. Și panoul, e o problemă cu panoul, azi am mers către sud și n-a fost chiar mișto, când a fost insolația mai mare, soarele îmi bătea cam din față și e nașpa când bate din față, trebuie să bate din spate. Probabil poi mine când întind către București, atunci o să am soare din spate și o să am energie mai multă și de la panou. Și cam asta-i treaba. Nu știu cât s-a înțeles, dar cam ăsta e setup-ul pe care l-am gândit eu așa de vreo 3 ani încoace, tot gândesc de când mi-am luat bicicleta asta. Și am ajuns acum foarte, e foarte eficient pe turbo, da, avem un Bosch generația 2, pe turbo merg undeva, la plat merg undeva cu 30, 33, 35, în funcție dacă bate vântul sau nu, deci merg foarte tare, n-am timp să stau 10.000 de ani pe drum să mă rog de ea și tocmai de astea am 3 perechi de acumulatori, deci 6 acumulatori cu o capacitate totală de 3 kWh, pe care îi încarc încă o dată cu 5 fast chargeruri. Și asta e setup-ul meu. Până diseară, spre exemplu, trebuie să fac 300 de kilometri. Am 160 până acum. Este ceasul 16:36, la ora 17 trebuie să cam strâng. Ăsta mai are, dar ăsta o să mai primească din panou pe drum. Până să duc ăștia doi, trebuie să ajungă și ăsta sus. Și cam asta-i treaba. Încă o chestie, pentru că m-a mai rugat cineva, o biciclistă, nu mai țin minte exact numele, m-a rugat că să-i fac și ei la fel. Oameni buni, problema este în felul următor, nu că nu vreau să fac la cineva și ce am făcut eu, vai de mine, am făcut căcatul vraiște. Nu este niciun mare secret ce am făcut eu, sunt componente din comerț, am învățat, am adunat informații din stânga și din dreapta, cu panou, spre exemplu, dacă nu apărea prietenul meu Bogdan Roșu cu o părere pentru că el și-a făcut un solar bike, dar el l-a făcut mai de la zero, ăsta nu e chiar de la zero făcut, ăsta e de la 5. El l-a făcut de la zero și m-a învățat cu panou. Ideea este în felul următor. M-a sunat cineva că vreau să-i fac, că dacă puni panou, gata, mergi într-una. Oameni buni, trebuie să aveți un pic de habar de ce înseamnă electricitate, unul la mână, doi la mână, trebuie să aveți un pic de habar de ce înseamnă panouri fotovoltaice, da? Pentru că dacă spui panoul pe bicicletă și mergi, ai prins o zi noroasă, o să vii la mine să mă înjuri, să zici, păi nu merge panoul, n-am curent. N-ai cum să ai curent în momentul în care ai umbră. Iar mergem pe șosea, sunt pomi, afectează foarte mult. Alte aspecte, vara, spre exemplu, când panoul se încinge, că sunt 700 de grade afară, își pierde din eficiență, sunt foarte multe aspecte și am refuzat cumva atunci, am refuzat să fac ceva cuiva, pentru că nu vreau să-mi asum să costă, da, deci nu este ieftin. Instalația asta cred că se duce pe la 1000 și ceva de euro, în funcție de cum găsești. Panoul ăsta, spre exemplu, un panou de 200 de W cu SunPower poate să ajungă 400 de euro, 500 de euro. La fel, rahatul ăsta e aproape 300 de euro, 265 ceva de genul era. O grămadă de chestii. Cabluri, conectică, și când zic cabluri, spre exemplu, la Bosch a trebuit să am luat, mi-a dat Răzvan un încărcător defect de la care am luat un cablu, pentru că nu găsești cablu separat, vorbesc de ăsta. Cablu original Bosch, da, și încă unul am tăiat un încărcător de 2 amperi oră, deci am sacrificat un încărcător efectiv ca să mă folosesc de cablu. Bani, 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 și nu pot să îmi asum să fac, gata, îți fac instalație, e dășit, nu înțelegi cum funcționează și după aia să mă înjuri că ai băgat mâna adânc în buzunar și nu îți iese la calcul ce sperai tu să-ți iasă. Deci asta este o chestie pe care, nu,
am făcut-o și încă învăț, nu cunosc în detaliu referitor la eficiență, ca să pot să am o eficiență maximă, să pot să-l folosesc eficient maxim. Pentru că acum, spre exemplu, pe perioada verii, eu am și ladă frigorifică. Iau mâncare cu mine, îmi gătesc și automat. Acolo aia consumă și aia o grămadă consumă, că nu consumă 5 W ca un telefon. 60-70 de W să duc, deci este destul de mult. Ajung să nu mai pun în bateriile bicicletei ca să, na, o ajut cu celule dintre astea de se îngheață, cu ce naiba sunt ele, că nu mai știu. Însă, ideea cam asta este. Învățați cu ce se mănâncă electricitatea, fotovoltaicele. Și abia apoi pot să ajut, că n-am nicio problemă, cu cel mai mare drag. Nu e ceva ce am patentat eu și n-am mai făcut nimeni, nu e vreo minunăție. Însă trebuie să învățați cu ce se mănâncă electricitatea. Nu. Sper că am fost destul de cuprinzător. Am ajuns acum prin Costești. Sunt aproape de, mai am vreo 80, ceva de genul, până la Roșior de Vede. Se pare că o să se lase liniștea. Traficul nu prea mai e chiar așa mare. Și mă gândesc să-mi iau și eu ceva de mâncare după aici, eu știu. O să vedem. Mă bucur de o seară minunată, excelentă. Sorinel e acolo, frumos, elegant. Trafic nu prea. Și steaua asta e the shit. Rulajul e pe la, ia să vedem, se vede? Pe la 33, cred că se vede. Am venit la deal acum. Și e ce trebuie. Frumusețe. Iar am nimerit o beton. Și am făcut și un pic de push bike-a din aurea. Că am schimbat ruta. Mi s-a părut mie că e bine pe aici. Bine, am schimbat-o de la DN-ul. Era mami de treabă. Și acum e și plimbă-te cu bălării. Again! Ah, trebuie să se vadă. O, oh, bolne, ce urcare. Am dus drept. Hai, deci mă mai plimb un pic pe câmp. Vedem un pic câmpul ca să ies din nou la asfalt. Am comis-o nașpa rău de tot. Am făcut aceeași treabă pe care am făcut-o în... unde mai bine am făcut? Nu știu. This is fucking us. Stai să nu mă bucur prea repede. Mai e o bucățică. Hai că văd. Da. Mă bucur că măcar e asfaltul bun. Frumos, se răcoare, aer curat. Am comis-o mișto rău de tot adineaură. Da, mișto de tot. Vreo 10 km de pietriș de... Ah. Și acum merge, 35-38 merge. Este perfect. Mai am 83 de kilometri, mai am. Și gata. Și ăștia sunt. Aveam eu target ora 11 să ajung, dar deja e 20:46. Nu știu dacă îi fac în 2 ore. Am și o durere de genunchi stâng de, nu știu, mi-am dereglat la bicicletă, ce naiba mi-am dereglat. Iară, am schimbat șaua,
s-a modificat înălțimea, am tot lăsat-o, acum parcă mi-e mai bine, dar deja s-a instalat durerea și la o anumită cadență mă cam rupe, da? Cum ar fi urcarea asta. La cadență mare mă îndoaie. Așa. Ca să fie bine, ca să nu fie rău. Hai, încă un pic până la Roșiori și încă un pic până la fosta mea casă. Ce vede camera, dar ochii mei văd orașul meu natal. Este fix 003 ora și se văd în fine, fix 300 de kilometri îmi arată ciclocomputerul. Nu mai pedalez până oraș, aștept să intru în oraș, să stau pe o bancă, să stau pe ceva, că nu se mai poate. Good gracious! Mă prim pe pista de biciclete prin turnul Măgurele. Mișto! Ia să stau și eu un pic pe aici, pe undeva, să mă relaxez. După care... voi avea grijă să încarc bateriile pentru că sunt pe zero. Să văd unde pot să stau.